Zeci de persoane din Giurgiu și nu numai au fost prezente sâmbătă la inaugurarea singurei clinici veterinare din orașul nostru. În noua unitate medicală veterinară, totul este făcut după cele mai înalte standarde în domeniu și le oferă posibilitatea giurgiuvenilor să-și trateze animalele chiar la noi în oraș și nu la București ca până acum. Aparatura și dotările sunt de ultimă generație, iar în clinică se regăsesc o sală de consultație, una de operație, ambulatoriu pentru animale, sală de recuperare postoperatorie și salon de cosmetică. Ceremonia de inaugurare a debutat cu o slujbă religioasă de sfințire a clădirii. Dumnezeul nostru, slavă ție, cu rugăciunile tale, stăpână, milostiv, fă-l pe judecătorul și fiul tău, robilor tăi. Deși Giurgiu avea nevoie de un astfel de centru medical, clinica reprezintă îndeplinirea unui vis al familiei doctorului veterinar Cătălin Funieru. După ani de muncă și nenumărate încercări, acesta a reușit sâmbătă să realizeze un lucru de care vor beneficia toți giurgiuvenii. Azi în România, în Giurgiu, s-a venit un vis și la visul ăsta ați contribuit cu toții. Am mare emoție! E momentul meu azi și cel mai mult pentru asta îi mulțumesc soției mele. Vă asigur că toți ați participat la acest vis. Chiar dacă noua unitate veterinară se află la început de drum, aceasta va oferi animalelor pacienți și posibilitatea să rămână internate peste noapte în cazul unor boli grave. În prezent, 4 medici veterinari vor acorda îngrijiri medicale 4 pedelor cu probleme de sănătate. În situația în care numărul acestora se va mări, se va cere ajutorul și doctorilor de la Facultatea de Medicină Veterinară din București. De azi înainte veți avea posibilitatea să vă tratați animalele la un nivel european, da? Avem posibilitatea să le cazăm în caz de boli foarte grave care trebuie să monitorizate permanent, da? Avem un laborator de analize foarte performant. În clinica noastră vă putea trata animăluțele pentru boli interne, chirurgie, obstetrică, ginecologie și mai ales oftalmologie. Printre persoanele prezente la eveniment s-a aflat și deputatul de Giurgiu, Florian Nicolae. Parlamentarul giurgiuvean salută inițiativa doctorului Funieru și spune că unitatea medicală veterinară reprezintă o realizare importantă pentru orașul nostru. Salut inițiativa medicului veterinar Cătălin Funieru. Apreciez foarte mult eforturile pe care le-a depus pentru înființarea acestei clinici veterinare în orașul nostru. Este o inițiativă de care o să se bucure giurgiuvenii, o inițiativă pe care o susțin și trebuie să învățăm, să promovăm lucrul bine făcut și pentru comunitatea locală. Potrivit doctorului veterinar Cătălin Funieru, în următoarea perioadă, clinica veterinară va beneficia și de servicii de ambulanță, precum și de medici pentru fiecare ramură a medicinii veterinare.